Pentru sprijinirea contribuabililor, Ministerul Finanțelor anunță că persoanele fizice pot accesa declarația unică, formularul D212, precompletată în baza informațiilor deja cunoscute de autoritățile fiscale. Acest demers este parte dintr-o serie de măsuri implementate în scopul consolidării și eficientizării spațiului privat virtual. Rubricile precompletate conțin veniturile realizate pentru anul 2020, impozitul pe venit și contribuțiile sociale eventual datorate pentru anul 2020, respectiv veniturile estimate pentru anul 2021. Sumele sunt completate în funcție de datele deja declarate de contribuabil, cum ar fi existența unui contract de închiriere, derularea unei activități independente sau unei activități agricole. Descărcarea și transmiterea declarației unice se pot realiza prin intermediul spațiului privat virtual. Acei contribuabili care nu au depus încă declarația unică pentru anul 2020 vor primi declarația precompletată. Aceștia vor fi notificați despre încărcarea sa în SPV dacă au acceptat comunicarea prin e-mail de la ANAF atunci când se primesc mesaje noi în portal. Documentul transmis are rol orientativ. Aceasta nu garantează nici corectitudinea sumelor, nici faptul că toate veniturile sau obligațiile fiscale care trebuie declarate se găsesc deja în forma precompletată a declarației unice. Sumele realizate și obligațiile fiscale trebuie verificate și completate de contribuabil în baza datelor efective cunoscute de aceștia. Neprimirea declarației precompletate în contul SPV nu înseamnă că nu există obligația depunerii declarației unice de către contribuabil. Pentru descărcarea declarației unice precompletate, persoana fizică trebuie să aibă cont în portal SPV. Tot în cadrul CPV se pot găsi și informațiile despre veniturile anilor anteriori, impozite la sursă, precum și cele din salarii, din dividende, din dobânzi sau altele. Este important de subliniat că fiecare contribuabil trebuie să verifice datele precompletate în declarație pentru a se asigura că sumele declarate sunt cele corecte. Responsabilitatea finală privind sumele incluse în declarația unică aparține contribuabililor. În eventualitatea în care ulterior transmiterii declarației unice se constată erori și se dorește corectarea acestora, poate fi depusă declarația unică rectificată.